O să fac din nou, foarte rapid, o scurtă recapitulare și după aia o să continuăm de la versetul 30. La începutul capitolului, Domnul Isus le zice ucenicilor că peste două zile va fi Paștele și o să fie răstignit. După aia Maria lunge cu un mir foarte scump, îl pregătește pentru îngropare și apoi Iuda se duce pe ascuns la preot și îl vinde pentru 30 de arginți. Iar acum venise Paștele. Iisus stă la masa de Paște cu ucenicii lui, le spune că unul din ei îl va vinde, de descoperă că e Iuda, și Iuda pleacă imediat după aia la preoți ca să-l dea mâinile lor. Apoi Domnul instaurează cina Domnului, ca o rânduială pe care biserica trebuie să o țină până va veni el. Și hai să citim acum ce se întâmplă după aia. De la versetul 30 până la versetul 32, deocamdată. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci, Iisus le-a zis, în noaptea aceasta, toți veți găsi în mine o pricină de potignire, că ce este scris? Voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. După ce au cântat cântarea, Marcus scrie, după ce au cântat Cântările de laudă. La masa de Paște, evreii obișnuiau să cânte din psalm. De la psalm 113 până la psalm 118. Psalmii ăștia erau numiți cântările de laudă. Și acum nu știm dacă i-au cântat pe toți atunci. Sau au cântat doar unul. După aia au ieșit în muntele măslinilor. Iar Domnul le spune că în seara aia toți vor găsi în el o pricină de potignire. Și asta poate însemna fie că se vor rușina de el, pentru că va fi luat și va fi bajocorit și crucificat, fie că pur și simplu îl vor renega. Vor fi tentați să nu mai creadă în el. Cuvintele de ei se mai pot traduce și cu o ocazie de cădere, în sensul de cădere de la credință. Și ambele sunt adevărate. Se vor rușina și vor fi tentați să se lepede de el, să nu mai creadă în el. Dar vedem din nou că pe Domnul nu-l va lua asta prin surprindere. Și, de fapt, ucenicii nu făceau altceva decât să împlinească scriptura. Le zice, veți face asta că ce este scris. Nu voi fi luat prin surprindere că veți găsi toți o pricină de potignire în mine. Că ce este scris. Și citează din Zaharia 13:7. Voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Cred că e logic. Cine e Păstorul? Da? Domnul Isus. Întrebarea e: Cine bate Păstorul? Voi bate Păstorul. Cine îl bate? Dumnezeu bate Păstorul. Dumnezeu bate Păstorul. Știți câți oameni care se declară creștini, care spun că cred Evanghelia, refuză să creadă asta? Chiar recent am primit o grămadă de mesaje de la niște creștini foarte revoltați. Pentru că mi-am permis să spun că la cruce tatăl și-a vărsat mânia peste Isus. Erau foarte revoltați. Vai de capul meu, nu credeam că o să aud asta vreodată. Cum să-și verse tatăl mânia peste fiul lui? Lui Dumnezeu i-a părut rău. A plâns că l-a dat pe fiul lui. Numai mesaje din astea am primit. Și știu chiar și un frate. Care nu a mai fost lăsat să predice pentru că a spus asta de la amvon. Ce nebunie! Și asta arată cât de puțini sunt cei care înțeleg cu adevărat Evanghelia. Și cât de puțin îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeul revelat în Scripturi. Nu Dumnezeul din imaginațiile lor. Majoritatea creștinilor habar nu au ce s-a întâmplat la cruce au o Evanghelie diluată. Nu înțeleg că Dumnezeu e perfect drept. De fapt, nici nu interesează dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu. Nici nu se gândesc la asta. Vor să audă toată ziua doar de dragostea lui. Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te iubește. Dragoste pe care, desigur, că o distorsionează după placul lor. Dragostea lui Dumnezeu. Nu e separată de dreptatea lui. Nu-ți poți alege doar un atribut din Dumnezeu. E imposibil. Nu-l poți împărți. Nu poți lua doar dragostea pentru tine, dar să lași dreptatea pentru alții. N-ai cum. Dumnezeu nu poate iubi fără să fie și perfect drept în același timp. Dumnezeu nu e ca noi. Dumnezeu e sfânt în Hristos, Dumnezeu nu și-a arătat doar dragostea. Și-a satisfăcut și dreptatea. Roman 3 cu 26. Pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui, dreptatea lui, în așa fel încât să fie neprihănit, drept, și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Aici e vorba de dreptatea lui Dumnezeu. Prin jerfirea lui Isus, Dumnezeu acum e perfect drept atunci când te iartă. Pentru că Isus a plătit în locul tău. El a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu. 2 Corinteni 5 cu 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi. Ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Ca noi să fim dreptatea lui Dumnezeu în Hristos. Ca Dumnezeu să fie drept atunci când ne iartă prin Hristos. Ori crezi că Isus a fost pedepsit de Tată în locul tău, ori vei suferi tu însuți pedepsă. Nu ai alte variante. Doar astea două sunt. Și chiar dacă tu nu crezi asta, sau nu vrei să accepți asta, Dumnezeu nu se schimbă. Ăsta e Dumnezeul Scripturii. Singurul Dumnezeu. Nu e altul. Dumnezeul care l-a bătut pe păstorul nostru în locul nostru. Mânia lui Dumnezeu pe care noi o meritam din plin, a suferit-o Iisus în locul nostru. Și o să mai vorbim despre asta, dar acum vreau să vă gândiți la ce spune Domnul Iisus aici. Chiar dacă aparent pare o situație tristă, la o citire rapidă, instinctul este să ne întristăm. Of, ce trist. Toți ucenicii se vor lepăda de el. Dacă citim mai atent, vom găsi în vorbele Domnului Isus o mare încurajare. Da, vă veți potigni, se va împlini Scriptura. Dar fiți atenți ce zice Isus imediat după aia. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. E ca și cum le zice, potignirea asta a voastră nu va dura mult. Nu va fi definitivă. Eu știu ce e în voi. Vă știu slăbiciunile. Dar fiți siguri că voi învia. Și după ce voi învia, ne vom vedea din nou. Domnul știe dinainte ce zace în noi. Nu avem cu ce să-l impresionăm sau să-l luăm prin surprindere. Știe din ce suntem făcuți. Dacă suntem mai Lui, ne vom întoarce mereu la El. De ce? Pentru că dacă suntem ai Lui, El însuși mijlocește pentru noi. Ca să nu se piardă credința noastră. La fel cum a mijlocit și pentru Petru. Luca 22, de la versetul 31. Și asta e în același context de aici. Spunea Domnul Isus. Simone, Simone, satana v-a cerut să vă cearnă ca grăul, dar eu m-am rugat, eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Domnul știa totul dinainte. Știa că se va lepăda și știa că se va întoarce înapoi. Lepădarea lui Petru și a tuturor ucenicilor. Nu le-au prin surprindere. Mai departe, hai să vedem ce răspunde Petru. Și aici Petru, într-un fel, ne reprezintă și pe noi. Versetul 33. Petru a luat cuvântul și i-a zis, Chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Adevărată spun, i-a zis Isus, Că Tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Petru i-a răspuns: Chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Mai curând. Și toți ucenicii au spus același lucru. Da? Deci, Petru, ca și cum vorbea în numele lor. Și vorbește și în numele nostru, zic eu. Ăștia suntem noi. Doamne, eu sunt gata să mor pentru tine. Până vine încercarea. Gata, de mâine îmi fac program, citesc, mă rog, stau cu Domnul, fac aia, fac aia la întâi, Până vine ziua de mâine. Și problema nu e că mințim sau suntem falși. Petru și ucenicii erau sinceri aici. Chiar îl iubeau pe Domnul. Și asta e diferența majoră dintre ei și Iuda care erau un viclean. Problema lor, ca și a noastră, e ce va spune Domnul Isus după aia, în versetul 41. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea e neputincioasă. Problema noastră nu e că nu iubim pe Isus sau că nu suntem sinceri. Problema e că ne încredem în noi. Ne încredem în forțele noastre. Uităm că nu e nimic bun în noi. Chiar dacă știm asta din punct de vedere doctrinar, da, cum să nu, toți credem în depravarea totală a omului. În practică, uităm că nu putem face niciun lucru bun prin puterile noastre. Avem mereu nevoie de Duhul Lui. Și de multe ori, Domnul Isus ne lasă să vedem asta. Ne lasă să cădem ca să vedem asta. Până nu vedem cât de slabi suntem, nu înțelegem lucrul ăsta. Până nu trecem prin mai multe încercări, nu ne învățăm să ne încredem doar în El. Proverbe 3 de la versetul 5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Și versetul 6. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările trebuie să-L punem pe El pe primul loc în toate domeniile vieții noastre. Asta înseamnă recunoaște-L în toate căile tale. Să ne lepădăm de egoismul nostru și să ne supunem autorității Lui, suveranității Lui, înțelepciunii Lui. Să nu fim egocentrici și plini de sine. Să nu ne încredem în puterile noastre sau în înțelepciunea noastră. Asta au făcut ucenicii aici. S-au încrezut în ei. Nu e că nu-l iubeau sau nu erau sinceri. Problema lor era că se încredeau în ei. Se încredeau în puterile lor. Dar Domnul le știa neputințele. Știa că toți se vor lepăda de el. Dar știa și că nu o vor face într-un mod definitiv. Pentru că el s-a rugat pentru ei. Nu ei l-au ales pe el. Isus i-a ales pe ei. După cum le-a spus de mai multe ori. Dacă ar fi fost după ei, s-ar fi lepădat de mult. La fel ca cei din Ioan 6, care au mers după el puțină vreme, după aia s-au lepădat. Dar Isus a mijlocit pentru ei. La fel cum mijlocește și pentru noi. În Ioan 17, de la versetul 9, se ruga Iisus Tatălui, și zicea așa: Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău, și ce este al tău este al meu, și eu sunt prozlăvit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat. Pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Ăsta e motivul pentru care ucenicii nu s-au lipădat. Isus s-a rugat pentru ei. Și de-aia nu ne vom lepăda nici noi, dacă suntem ai Lui. Și observați că Isus nu mijlocește pentru fiecare om de pe pământ. Doar pentru cei ce sunt ai Lui. Pentru cei pe care i-a dat Tatăl din lume. Pentru aleșii Lui. Și niciunul nu se va lipăda de el într-un mod definitiv. Toate oile lui pe care i le-a dat Tatăl vor avea viața veșnică. După cum scrie destul de clar în Ioan 10. Mai departe. O să citim de la versetul 36 până la versetul 46. Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețimanii și a zis ucenicilor: ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei, care erau Iacob și Ioan. Aceiași trei ucenici care au fost cu el pe munte, la schimbarea la față. Erau din cercul mai apropiat, să spunem așa. Și a început să se întristeze și să se mâgnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru, Ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carne este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând: Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și a găsit dormind, pentru că li se îngreuia ochii de somn. Iar s din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, Dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Nu mă consider vrednic să vorbesc despre ce s-a întâmplat aici. Orice aș zice, aș strica totul. Sau aș diminua din ce s-a întâmplat. N-ar fi de ajuns. Și nici nu aș avea cum să simt vreodată ce a simțit Isus aici, ca să pot exprima în cuvinte. Ar fi multe lucruri profunde de vorbit, dar nu avem timp să le aprofundăm acum. O să fac doar câteva observații, care sper să vă îndemne să meditați mai mult după aia la ce s-a întâmplat aici. În primul rând vedem din nou neputința ucenicilor. Ei care doar ce i-au zis că și-ar da viața pentru el, acum n-au fost în stare nici măcar să stea treji. Și asta nu înseamnă că erau indiferenți de suferința lui. Luca zice că Iisus i-a găsit adormiți de întristare. Probabil întristarea mare care i-a cuprins i-a făcut să adormă. Erau întristați de întristarea lui și a făcut să doară. Dar priviți la inima lui Isus. El, care era cuprins de o întristare de moarte, în cea mai mare agonie din viața lui, îi încuraja pe ucenici. În loc să-l încurajeze ei pe el, tot Isus îi încuraja. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și ispita pentru ei atunci era să se lepede de el pentru că urma să fie bagiucorit și răstignit. Cum au și făcut-o. Toți s-au lepădat de el. Deci chiar au căzut în ispită. Și după aia le zice că Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. În Duhul lor, toți erau plini de râvnă pentru Isus. Toți ziceau că erau gata să moară pentru El. Dar carnea lor era neputincioasă chiar dacă mintea și inima sunt unde trebuie, atunci când vine încercarea, carnea e cea care se sperie și dă înapoi. de și noi trebuie să veghem și să ne rugăm mereu, ca să fim pregătiți. Să nu cădem în ispită în ziua încercării. Deci acum, în cele mai grele momente din viața lui, când avea cea mai mare nevoie de susținere, Isus a rămas singur. Și Luca zice că atât de mare era agonia lui, încât transpira cu strop de sânge. Și chiar a venit un înger să-l întărească. Luca 22 cu 43. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și îi se făcuse ca niște picături mari de sânge, care cădau pe pământ. Atât de mare era agonia și durerea interioară. Și se poate demonstra științific asta. Nu e o simplă exagerare făcută de Luca, ca să pară mai dramatic. Și întrebarea e, de ce? Ce era în paharul ăla pe care urma să-l bea, de a, a produs atâta durere. Se gândea că în curând urmau să bată soldații romani, de -aia a ajuns într-un chin ca de moarte. Asta era un pahar. Era frică de biciurile romanilor? Era frică de cruce, că o să fie răstignit? Nici de cum. Ce au făcut romanii cu el a fost un fleac pe lângă ce a făcut Dumnezeu. Și aici nu vreau să diminueze în niciun fel suferințele lui fizice. Dar nu se compară cu suferințele lui lăuntrice, interioare. Nu din cauza suferințelor fizice era atât de îngrozit. Paharul, într-adevăr, e folosit în Biblie ca un simbol pentru suferințe. Chiar și ucenicilor le-a zis în Matei 20 că și ei vorbea paharul pe care îl va bea el. Cu referire la faptul că și ei o să sufere din punct de vedere fizic. Și mulți alți ucenici au fost bătuți și crucificați. Dar nu găsim pe nimeni într-o asemenea agonie ca a lui. Era el mai slab ca ei? De la apuca frica? Primii creștini acceptau cu bucurie să fie martirizați. Nu mi se spune că transpirau sânge și erau îngroziți. Ștefan, primul martir creștin, despre care citim în fapte 7, a murit cu fața luminată și cerând iertare pentru ucigașii lui, cum a făcut și Iisus la cruce. Nu era deloc în agonie. Aici e vorba de ceva mult mai profund. Puteți fi siguri că Isus nu se temea că o să-l bată romanii și că o să răstignească. Știa asta. Nu le-a zis Chiar și cu două zile în urmă, în același capitol, versetul 2. După două zile va fi Paștele și Fiul Omului va fi dat să fie răstignit. Știa și cum o să moară. Știa foarte bine ce se va întâmpla. Deci, ce era în pahar? Ce era în pahar? Chiar dacă e folosit și ca un simbol pentru suferințe, de cele mai multe ori în scriptură, Paharul face referire la mânia lui Dumnezeu. Și o să vă citesc rapid câteva versete. Isaia 51 cu 17. Trezește-te, trezește-te, scoală-te Ierusalime, care ai băut din mâna Domnului potirul mâniei lui. Ieremia 25 cu 15. Căci așa mi-a vorbit Domnul Dumnezeu lui Israel. Ia din mâna mea acest potir plin cu vinul mâniei mele și dă să bea toate neamurile la care te voi trimite. Plângerile lui Ieremia, capitolul 4, versetul 21. Bucură-te și saltă de bucurie, fica Edomului, care locuiește în țara Uț. Dar și la tine va trece potirul. Și tu te vei îmbăta și te vei dezgoli. Și versetul 22. Fica Sionului, nelegiuirea ți este ispășită. El nu te va mai trimite robie, dar ție, fica e Domului, îți va pedepsi nelegiuirea și îți va da pe față păcatele. Și aici, fica e Domului reprezintă lumea. După cum Dumnezeu i-a dat să bea potirul mâniei lui, paharul mâniei lui, poporului său, așa va face și cu lumea. Va trece și la ea potirul mâniei. Ăsta e mesajul. Și același mesaj îl găsim și în Obadia 1 cu 16 căci după cum ați băut paharul mâniei voi, cei de pe muntele meu cel sfânt, tot așa toate neamurile îl vorbea necurmat. Vorbea, vor sorbi din el și vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată. Și Apocalipsa 14 cu 10. Aici vorbește de cei ce se închină fiare. Și zice, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Vin neamestecat cu apă, adică mânie pură, neamestecată, fără îndurare. Despre asta e vorba. Deci cred că e destul de clar ce era în pahar. În paharul ăla de care Isus era îngrozit, nu erau doar suferințele fizice, era mânia lui Dumnezeu. Mânia pe care noi o merităm din plin. El a băut-o în locul nostru. Fiul lui Dumnezeu, sfânt, curat, fără păcat, urma să bea mânia lui Dumnezeu pentru toate spurcăciunile noastre. E inimaginabil. de am zis de la început că nu am cum să descriu asta. Nu pot exprima în cuvinte ce simțea. E imposibil. Noi suntem obișnuiți cu păcatul. Gândiți-vă la asta. Noi suntem obișnuiți cu păcatul. El nu era. Nu păcătuise niciodată. Noi nu putem experimenta nici măcar 1% din ce a simțit el atunci. Ca să putem empatiza cumva cu el. Să putem spune, da, înțeleg cum e, am trecut și eu pe acolo. Nu avem cum. El care era fără păcat, urma să fie făcut păcat și să fie pedepsit de Dumnezeu în locul nostru. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi. Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Fiul lui Dumnezeu, cel veșnic s-a întrupat și urma să fie blestemat pe cruce în locul nostru. Toate blestemele care erau peste noi au căzut peste el. În lege scrie, blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Noi trebuia să fim blestemați. Noi nu am păzit legea. Iar el care a păzit perfect legea, a luat asupra lui blestemul nostru. Galaten 3 cu 13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat de lemn. Cum a fost și el. Și în Evrei 9 cu 28 zice de Iisus că a purtat păcatele multora. Adică a luat asupra lui păcatele multora. A luat asupra lui păcatele aleșilor lui Dumnezeu. Toți și răscumpărați de pe pământ. Ăștia sunt cei mulți. Toți credincioși. Și a fost pedepsit în mod real pentru păcatele lor. A suferit mânia lui Dumnezeu în locul lor. Isaia 53 cu 5. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre. Zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Și prin rănile lui suntem tămăduiți, suntem vindecați. Și cum am mai zis, mulți găsesc ofensatoare învățătura asta? Cum adică tatăl să-și verse mânia peste fiul lui? Dacă nu și-o varsă peste fiul lui și-o va vărsa peste tine, dreptatea lui Dumnezeu trebuie satisfăcută. Ori crezi că Hristos a fost făcut blestem în locul tău pe cruce, ori ești blestemat. Mânia lui Dumnezeu e peste tine. Chiar dacă tu nu simți asta acum, mânia lui Dumnezeu e peste tine. De ce? Pentru că blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să păzești perfect toată legea. Și n-ai făcut-o. Legea te condamnă. Ești blestemat. Nu ai altă scăpare decât Hristos și El răstignit. Ioan 3 cu 36. Cine crede în Fiul, are viața veșnică. Dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Dacă nu crezi că Isus a fost pedepsit în locul tău, mânia lui Dumnezeu rămâne peste tine. Rămâne, adică este deja. Singura ta scăpare este să crezi că Isus a luat asupra lui păcatele tale. Și a fost deja pedepsit pentru ele. Astea sunt lucruri elementare ale Evangheliei. Asta declar atunci când spui că Isus a murit în locul tău. Da, cei mai mulți vorbesc fără să înțeleagă ce spun. Și acum, că am lămurit de ce era îngrozit Isus. Eu cred că e destul de clar. Vreau să ne concentrăm la altceva la o întrebare pe care cred că și-o pune oricine când citește pasajul ăsta. Sau ar trebui să și-o pună oricine. Pentru că pare o mare contradicție. Dacă Isus e Fiul lui Dumnezeu și dacă știa dinainte că va fi răstignit, chiar a zis-o de atâtea ori cu gura lui, știa că pentru asta a venit în lume. De ce acum voia să scape de asta? De ce acum se ruga Tatălui dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Păi nu a spus chiar el că pentru asta a venit în lume. Nu a spus chiar și mai devreme când a instaurat cina. Că urma să-și verse sângele pentru mulți. Spre iertarea păcatelor. De ce acum vrea să scape de asta? În Ioan 12 cu 27 scrie că a zis așa. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Isus nu se contrazice. Știa pentru ce a venit în lume. Agonia pe care l-a cuprins aici era omenească în carne. Lupta pe care o dădea aici. Era împotriva sentimentelor omenești. Cum am zis de la început, carnea e cea care se tulbură și se teme. Isus a fost om adevărat. Ce le-a zis ucenicilor era valabil și pentru el. Duhul este plin de râvnă, dar carnea e neputincioasă. Când Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, a luat asupra lui și toate slăbiciunile cărnii, dar a fost fără păcat. Roman 8 3. Dumnezeu a usândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Cuvânt important, asemănătoare. Atenție! Iisus nu a moștenit și firea păcătoasă de la Adam, ca noi. Se referă doar la trupul pământesc. Nu s-a născut rob al păcatului ca noi. S-a născut din fecioară. A fost conceput în mod supranatural, de la Duhul Sfânt. Dar a avut un trup ca al nostru. Asta înseamnă că a avut o fire asemănătoare cu a păcatului. Și o traducere literală aici ar fi în asemănare cu carnea păcatului. Sau cu carnea păcătoasă. Cu carnea în care locuiește păcatul se referă strict la trup. Evrei 2 cu 17. A trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile. Și frații lui suntem noi. Toți copiii lui Avram. Copiii spirituali ai lui Avram. Născuți prin făgăduință, ca și Isaac. Cum scrie în Galatea 4. Care am fost rânduiți mai dinainte să fim icoane vii ale lui Isus, Cum scrie în Roman 8 vasele îndurării pregătite mai dinainte pentru slavă, Roman 9. Fratele nostru mai mare s-a asemănat cu noi având un trup ca al nostru, dar fără păcat. Evrei 4 cu 15. În toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Deci a avut un trup ca al nostru și a fost ispitit în trup ca și noi, dar n-a păcătuit niciodată. Și de multe ori uităm asta. El a biruit ca om. A avut mereu ambele naturi. Și cea divină și cea umană. Altfel n-ar fi Isus. Dar a biruit ca om. De aia își spune mereu fiul omului. Când fiul cel veșnic al lui Dumnezeu s-a întrupat, s-a limitat, s-a dezbrăcat de slava lui, spune Pavel și s-a supus în totalitate Tatălui, ca om. Ioan 4, cu 34 spune Iisus, Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Ioan 6, 38, că și m-a încoborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. M-a încoborât din cer, adică sunt fiul lui Dumnezeu. Dar fac doar voia celui ce m-a trimis. Și da, carnea lui acum era tulburată. Dar dacă suntem mai atenți, vom vedea că Iisus de fiecare dată când i-a cerut tatălui să îndepărteze paharul, a adăugat, facă-se voia ta, nu voia mea. Ce face Iisus aici? Se supune tatălui până la moarte. Aici a biruit. A mers până la capăt. N-a dat înapoi s-a supus voi Tatălui până la moarte. Nu e nicio contradicție. Din potrivă, dacă privim lucrurile așa cum trebuie, îl vedem aici în grădină pe Isus ca cel mai mare biruitor, ca cel mai mare războinic, cum scrie în Psalmul 45. Ca singurul om vrednic să intre în cer prin vrednicia lui. A trăit o viață perfectă și s-a supus Tatălui până la capăt și vrednicia asta lui ne este imputată nouă prin credință. Ca și cum am fi noi vrednici. Ăsta e harul lui Dumnezeu în Hristos. Și avem aici și o tipologie care ar trebui să ne sară în ochi. Îl avem aici prezentat pe Iisus ca al doilea Adam, nu întâmplător într-o grădină. Primul Adam, în grădina Eden. A căzut. Nu a ascultat de Dumnezeu. Al doilea Adam, în grădina Ghețimanii, se supune în totalitate Tatălui. Ghețimanii înseamnă storcător sau presă de măsline cu care se făcea ulei de măsline. Și nu cred că e întâmplător. Iisus a fost tors aici. A fost presat. A transpirat sânge. Și prin stoarcerea lui, a ieșit cel mai bun un de lemn. Dacă ar fi să vorbim mai poetic. În Roman 5 cu 14 scrie de Adam. Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Adică Adam era o imagine a lui Hristos, fiul omului care avea să vină. Și am mai vorbit despre lucrurile astea. La fel cum din coasta lui Adam a ieșit Eva, tot la fel din coasta lui Hristos iese biserica, mireasa lui. 1 Corinteni 15 cu 27. Pavel vorbește acolo de Hristos ca al doilea Adam și spune așa. Dumnezeu în adevăr a pus totul sub picioarele lui. Și asta e pus în ghilimele acolo, pentru că citează din psalmul 8, unde se întreabă psalmistul, ce este omul? Și Pavel aplică asta la Hristos, el e omul despre care se vorbește în Psalmul 8. Și nu asta a spus și Dumnezeu în Geneza când a creat omul. Umpleți pământul și supuneți-l. Supuneți-l. Isus a venit să împlinească ce a ieșuat Adam să facă. Și ce am ieșuat și noi să facem. La fel și în Matei 4. Când a fost dus de Duhul Sfânt în pustie, ca să fie ispitit de satana. Atenție la ce scrie acolo? Duhul Sfânt l-a dus în pustie ca să fie ispitit de satana. Satana nu l-a putut ispiti ca pe primul Adam. Isus l-a biruit acolo în pustie. Și e un motiv pentru care a postit 40 de zile în pustiu. Isus e și adevăratul Israel. Israel a umblat 40 de ani prin pustiu. Și în loc să asculte de Dumnezeu, l-a ispitit pe Dumnezeu. Căteau și se plângeau într-una. Asta încerca și satana să facă cu Isus, Să-l facă să-l ispitească pe Dumnezeu, să-l încerce pe Dumnezeu. Să-l pună la încercare. Și Isus îi răspunde mereu cu cuvântul. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. A făcut ce a ieșuat Israel să facă. La fel cum a făcut și ce a ieșuat Adam să facă. Care n-a ascultat de Dumnezeu. În Evrei 2, versetele 9 și 10, din nou, vedem aplicat Psalmul 8 la Isus. Zice așa, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Isus. Deci Duhul Sfânt aplică psalmul direct la Isus. Adică pe Isus, îl vedem și iar citează, încununat cu slavă și cu cinste. Din pricina morții pe care a suferit-o pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Și aici autorul când zice pentru toți, se referă la copiii lui Avram, la toți cei mântuiți. Versetul 10. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fi la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Adică pe Isus, da? Isus a fost făcut desăvârșit prin suferințe. În mod real, ca om, în carne. Nu e că era și Fiul lui Dumnezeu și nu simțea nimic. Se prefăcea. Se prefăcea că suferă, juca un rol. Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat și a ales de bună voie să se supună Tatălui ca om în toate lucrurile, toată viața Lui. Evrei 5, versetele 7 și 8. El este acela, Isus, da? El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, adică măcar că era fiul lui Dumnezeu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și Filipen 2, de la versetul 6. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Totuși, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie dopotrivă cu Dumnezeu. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca om. S-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. Deci, Poți vedea ce s-a întâmplat în Grădina Ghețimanii în două feluri. Depinde cum privești lucrurile. Poți vedea un Isus slab și înfricoșat. Sau poți vedea un Isus puternic și biruitor. Și, din nou, nu vreau să diminuez deloc suferințele Lui. Dar în spatele cortinei e ceva mult mai glorios. Vedem biruința Domnului Isus. Supunerea lui totală față de voia Tatălui. S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. Cea mai rușinoasă moarte. Iar prin cerința lui de a fi izbăvit de paharul pe care urma să-l bea, pe lângă groaza pe care o simțea în carne, vedem un adevăr mult mai profund. Ce se întâmplă aici a fost înregistrat și are un mesaj clar pentru toată omenirea pentru toată umanitatea. Nu este altă cale. Nu este altă cale. Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. E ca și cum îl întreabă Tată, dacă există vreo altă posibilitate ca lumea să fie mântuită. Depărtează de la mine paharul acesta. Și răspunsul e nu nu există. De trei ori la rând, nu. Cerul tace, nu. Când în Scriptură se repetă ceva de două ori, e ceva foarte important. Da, cum spunea Domnul Iisus, adevărat, adevărat, vă spun. E ceva foarte important. Când se repetă de trei ori, e extrem de important. De trei ori, același răspuns. Nu există altă cale. Crucea lui Isus e singura cale prin care omul poate fi împăcat cu Dumnezeu. Dacă ar fi existat altă cale, Dumnezeu nu l-ar mai fi omorât pe Fiul Lui. Hristos și El răstignit. Nu există altă cale spre viața veșnică. Ioan 14,6 zicea Iisus Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. E foarte clar și foarte radical. La final, după ce a biruit și s-a conformat voi tatălui întru totul, vedem că se duce la ucenici și le spune, dormiți de acum și odigniți-vă, iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor, sculați-vă, haide să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Aici o traducere mai bună e, încă dormiți și vă odihniți? Adică voi tot dormiți, a venit ceasul să fiu dată mâinile păcătoșilor și voi dormiți? Cam așa ar suna, ca o mustrare. Și când zice sculați-vă, haide să mergem, nu e că voia să fugă. Se ducea să-i înfrunte. Sculați-vă, uite că se apropie vânzătorul, haide să mergem spre el. Asta e ideea. Și continuăm de aici data viitoare de aici încolo mielul va fi dus să fie controlat dacă e fără prihană înainte să fie jerfit. Mielul de paște trebuia să fie fără cusur și fără pată. Și de aici încolo îl vor lua la controlat și preoții și neamurile. Toată Scriptura e despre Isus. Spre El arătau toate. Și toate își găsesc împlinirea în El. El e mielul lui Dumnezeu, care trebuia jertfit de Paște. El al doilea Adam, care ascultă întru totul de Dumnezeu. El e adevăratul Israel, care nu lispitește ispitește pe Dumnezeu în pustie. El e David, regele lui Israel. Ce strigau noroadele în Matei 21? O sana fiului David. El e leul din Iuda, care își supune popoarele despre care a prorocit Iacov cu aproape 2000 de ani înainte să vină în Geneza 49. El e mijlocitorul noului legământ. El e marele preot. El e fiul omului care vine pe nori. Judecătorul lumii. Judecătorul umanității. El are toată autoritatea în cer și pe pământ. El e totul și despre el sunt toate. Toate au fost făcute prin el și pentru el. Toată Scriptura ne îndreaptă privirile spre el. Ioan 5,39 spune Iisus, Cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine.